Așa este, domnule profesor. În ultima parte de anul trecut, deci la Bismana, am citit un câteva texte pe care le-am considerat puțin mai accesibile, în sensul care se referă concret la Sfânta Liturghie, la acest un text al preotului nostru Gelasie, care explică concret ce se întâmplă în timpul Sfântului Liturghie. Și am considerat impactul acelui text, în primul rând asupra mea, și apoi discutând și cu ceilalți, a fost mult mai mare decât dacă l-aș fi citit eu singur acasă. Pentru că am auzit aici preot. Și a fost ca și cum părintele ne-ar fi vorbit. Prin gura noastră, evreică de cel mai multe ori. Și acum am căutat tot un text pe care să-l auzim. Și auzindu-l pe părintele Iona astăzi și pe domnul Cătălin, am văzut că acest text chiar s-a potrivit pe discuția care a fost mai devreme. Și aș considera că acest text pe care îl voi citi acum, este doar o pagină și ceva, nu mai văd prea cum e mult, ca să nu fie distin, să nu fie obositor, ar continua discuția de mai devreme, care a fost cu adevărat deosebită și mă bucur că am fost și eu părtaș aici în sală la această discuție. Aș vrea să mai spun ca seară, ascultându-i pe cei doi, pe Gabriela și pe Cristian, n-aș vrea să par exagerat, dar eu așa texte profunde, lirice, unde am mai citit așa texte profunde și nu mi-a venit niciun răspuns. Deci de o profunzime inimaginabilă. Textele acelea pe care înșiși ei doi, mai ales Cristian, l-au bucnit la primul. Și mărturisesc că aș roși, dacă vreți, că citesc prea puțin din Ala Grație. Eu personal. Luat cu alte multe lucruri, multe cărți mă așteaptă, și de la Ava și de la alte părți, puse în bibliotecă, care așteaptă să citesc, dar dacă după facultate am ajuns constructor, la propriu, nu la figurat, măcar acum când suntem împreună, m-aș bucura foarte mult să auzim un text și apoi să și, nu prea să comentăm. Dar să spunem fiecare ce reverberație a adus în sfertele noastre. Și am ales, împreună cu doamna profesoară, un dialog al Părintelui Gelasie cu Gabriel Memeris, pentru că am considerat că, fiind dialog, fiind un cuvinte chiar rostite de Părintele Gelasie, ar fi puțin mai ușor de ascultat de către noi. Și dialogul este despre gest, despre gestul iconic. Și întreabă, ajung la partea de citire, întreabă Gabriel Memeris. Undeva în practica isihastă vorbiți de un gest, de o mișcare de duh peste mișcarea obișnuită. Gestul sacru nu e mișcare obișnuită. Nu e o gestică în sens tehnic, ci implică o deschidere tainică de duh. Dacă vreți să precizați mai amănunțit în ce ar consta această mișcare tainică de duh. Părintele Gelasie răspunde. După cum am menționat și mai devreme, însăși sacralitatea aceasta liturgică implică un răspuns peste mișcarea noastră obișnuită. Deja în liturgic e o mișcare sacralizată. Pentru că sacrul, în sensul nostru creștin, chipul divin al sacrului în sine este chipul Sfântului Duh. Și atunci, odată cu acesta, se antrenează și Duhul nostru în acea înduhovnicire de care vorbesc Sfinții Părinți. De aceea insist că mistica creștină nu este mistica energiilor proprii, ca în misticile obișnuite. Noi nu antrenăm energiile noastre, ci în primul rând trebuie să ne găsim acea integralitate peste energii, peste toate mișcările noastre, cărora trebuie să le imprimăm acea mișcare de Duh, care e peste ele și cu această mișcare integrală de Duh, să putem face și dialogul nostru, dialogul sacru de ritual. Gabriel Memeris. Afirmați în interviul trecut că virtuțile creștine sunt, în orice specific, virtuți iconice. Însă și reînvățarea acestui gestului sacru
este cea care, să spunem așa, reconstituie în noi chipul iconic de Fiu. Ne teoformează după Duhul Divin. Ar rezulta de aici că virtuțile însele sunt gesturi sacre și țin de acel comun de întâlnire ce se realizează prin ritual. Cum trebuie să înțelegem aceste lucruri comparativ cu discursul părinților care spune că virtuțile nu au darul de a uni cu Dumnezeu, așa cum l-are doar rugăciunea curată? Pot virtuțile ca gesturi sacre să țină de acea unire maximă cu Dumnezeu sau sunt doar o bază, un început al căii ascetice? Și reciproc, rugăciunea curată este un gest sacru? Părintele Grație răspunde: Domnul meu, în general, părerea mea e că nu se poate separa rugăciunea de modalitățile virtuților pe care le activăm în răspunsul nostru față de Dumnezeu. E bine să păstrăm acea viziune integrală în care rugăciunea, în sensul mistic, constă tocmai în acest răspuns al ființialității proprii față de Dumnezeu, încât orice răspuns față de Dumnezeu e un răspuns sacru. Orice răspuns sacru înseamnă rugăciune. Este deja vorbire. Este deja acel relațional. Așa încât o separare netă între rugăciunea curată și virtuți, cred că nu se poate face. Se poate vorbi, la un nivel mistic mai deosebit, de o rugăciune curată, așa cum amintește Filocalia, în care ajungi la un răspuns de totalitate a ființei tale, care este deasupra tuturor celorlalte răspunsuri. Într-adevăr, noi fiind într-o continuă creștere duhovnicească, urcăm niște trepte ale virtuților, până când ajungem la virtutea supremă, care este iubirea, pe care am putea o numi rugăciune curată. Deci sunt și niște trepte, dar nu trebuie să facem diferențieri prea mari. Gabriel Menelic. Deci, practic, toate virtuțile pot fi asimilate unor gesturi rituale. Părintele Gras. Legătura virtuților cu gestul este ceva asupra căruia trebuie să mai zăbovim puțin. Eu consider că orice exprimare față de sacru se face în primul rând prin acest gest. Ce înseamnă, de fapt, gestul propriu-zis? În sens strict biblic, gestul este altar. A face un altar lui Dumnezeu. Dacă ar fi doar o simplă exprimare de cuvânt, atunci gestul n-ar fi complet. De aceea eu cred că Dumnezeu nu l-a creat pe om numai prin cuvânt. Pentru că atunci acesta ar fi fost doar o reflectare, ci l-a creat prin suflare. Suflarea este ceva mai concret și arată vocația omului de a fi altar al întrupării. Omul este chip iconic de altar. Iar când se exprimă față de Dumnezeu, trebuie să facă un altar pe care să vină Dumnezeu și să vorbească cu El. Fără altar, nu poți face nimic în sens mistic. Pusnicul neofit consideră că gestul se întemeiază în primul rând pe condiția de altar, pe care trebuie să o evidențieze fiecare credincios. Pe această bază urmează cuvântul și toate celelalte. Fără altar, relația între noi și Dumnezeu s-ar face în gol. Dar știm că numai în cazul păcatului apare golul. Plinul între divin și creație nu e decât altarul. Iar exprimarea altarului este gestul. Misticul zice: din gestul meu fac altar și pe altarul gestului meu vino Tu, Doamne, ca să pot vorbi cu Tine. Dacă faci din gestul tău altar, adică îți configurezi în gest propriul tău altar, atunci poți intra în legătură cu Dumnezeu. Și răspunde centralia interviului, Gabriel: accentul pe care preacuvioșia voastră îl puneți pe valențele multiple ale gestului ritual îmi amintește de modelul confucianist. Confucius propunea, bineînțeles, în cu totul alt context spiritual, aceeași ritualizare ontologică a comportamentului uman prin practicarea maxim asumată a riturilor. Cum știm însă specificul inconfundabil și ineductibil al creștinismului? Este persoană. Care este, deci, rolul gestului ritual în personalizarea credinciosului? Este gestul sacru un limbaj personalist prin excelență? Își are el originea în limbajul ființial propriu persoanei umane? Și Părintele răspunde: exact cum spuneam, ființa noastră creată, fiind chipul și asemănarea ființei lui Dumnezeu transpusă în ființialitate de creație, are ca fond persoană. Și persoana
are ca fond de exprimare ritualul gestului. Persoana în sinea ei este o exprimare gestică, iar în exprimare față de altcineva este în modalitate de cuvânt. Trebuie făcută o distinție, dar nu ca o despărțire. În sine, mișcarea ființială e ritualică, e de gest. Față de o alteritate, e exprimare prin cuvânt, prin care atenționezi și pe celălalt în sensul gestului tău. De aceea, gestul e o exprimare în sine, iar gestul care se exprimă și dincolo de sine este cuvântul. Într-adevăr, Confucius, deși a trăit înainte de Hristos și în alt context religios, a avut această intuiție a importanței gestului, căci, așa cum zice Sfântul Vasile cel Mare, nici păgânii nu au fost lipsiți de razele Sfântului Duh. Dar subliniem, în sens creștin ortodox, gestul este însuși fondul persoanei. Persoana și gestul sunt, într-un anumit sens, sinonime. Prin gest, omul își exprimă persoana și, mai mult, chiar se suprapersonalizează. Adică gestul exprimă plenitudinea ființialității persoanei. Prin cuvânt, se exprimă doar o parte, pe când prin gest, integralitatea. Și aici mai este o întrebare și un răspuns, după care o să închei și m-aș bucura să putem vorbi puțin despre experiențele proprii ale fiecărui dintre cei care ar vrea să-mi vorbească. Ultima întrebare, avem la Bier Memelius. Experiența religioasă a creștinismului, fie că vorbim de cea biblică, ascetică sau liturgică, este plină de gesturi. De la mâncarea din omul cunoaștere binelui și răului și până la gestul lui Iuda de a întinge cu Hristos în plin, curba căderii omului a depins de proasta gestiune a gestului euharistic. Ce ar însemna în acest context trăirea gestică a liturgiei? Pentru că actele liturgice par a fi făcute să fie trăite gestic. Ce ar însemna gestul preotului? Dar al credincioșilor? Ce distinție este între ele? Și Părintele răspunde. Nu putem vorbi de o diferență între gestul preotului și al credinciosului. Pentru că, chiar dacă fiecare dintre aceștia se află în planul lui specific, gestul lor ritualic este același. Gestul nostru liturgic este tocmai această deschidere de dăruire și primire. Dacă nu e acest gest de dăruire și primire, nu se produce ritualul. Pentru că, în ritualul creștin, numai în măsura în care dăruiești, vei și primi. În măsura în care credinciosul se deschide și se dăruiește, face altar după asemănarea altarului bisericii, ritualul liturgic are loc și pe altarul lui. Însuși Mântuitorul și Sfântul Duh liturghisesc pe acest altar și, în același timp, liturghisirea care se face prin preot se prelungește în inima credinciosului. De aceea, rugăciunea liturgică nu poate fi înlocuită cu cea particulară. Numai în biserică, actualizându-și propriul liturgic, în acordaj cu liturgicul acesteia, omul se roagă cu adevărat. Căci, așa cum am mai spus, omul nu se roagă cu adevărat decât dacă se face altar. Și numai dacă în el vine însuși Hristos cu trupul și sângele său euharistic. Sfântul Paisie cel Mare spune că atunci când se ruga, nu se ridica de la rugăciune până nu venea Hristos în el, până nu-l simțea. Deci ajunsese deja la o stare liturgică foarte înaltă. Noi, oamenii obișnuiți, nu putem avea această trăire înaltă, în care să se producă acest liturgic direct. Dar noi avem această modalitate a bisericii în care, numai prin liturgicul sacerdotal al preotului, putem deveni și noi un fel de altare și pe altarul nostru să se facă liturgicul. Aceasta este adevărata rugăciune creștină. Dacă rugăciunea noastră nu e una în care să te faci altar, ea rămâne neîmplinită. E doar un fel de prerugăciune. S-ar putea scrie o întreagă carte în jurul acestei taine de a te face altar pentru a te putea ruga, pentru a putea dobândi condiția de rugăciune. În mod obișnuit, se consideră că rugăciunea e un simplu dialog cu Dumnezeu sau o simplă orientare către El. Este și aceasta, însă doar ca o tendință de rugăciune. Dar trăirea și împlinirea rugăciunii nu poate fi decât atunci când te faci altar. Mai mult,
dacă se face împlinirea euharistică comunul iconic. Dialogul continuă, e destul de lung, nu o să mai continui. Mai departe vorbește părintele de acel verb despre care s-a vorbit astăzi, a icona. Și cum atât mai zic, a icona lumea înseamnă a da această sacralitate de răspuns. A icona. Înseamnă a icona. Și aș deschide eu însumi, n-aș pune comentarii, pentru că eu ca să nu mă simt în stare să mai adaug ceva la aceste cuvinte. Și v-aș spune că am trecut în toamnă la o conferință cu un alt preasfințitul Serafim, mitropolitul Germaniei. Dânsul ținut conferința, noi am fost în sală. Și la sfârșit a vorbit despre rugăciune, mai ales despre, a pus foarte mult accent pe rugăciunea inimii. Vorbind într-un context pentru studenți. Le-a explicat ce înseamnă rugăciunea inimii. Cum să... A vorbit chiar și de acele lucruri de respirație și rugăciunea inimii și cele pe care le știm cu toți. Și la sfârșit, plin de emoții, chiar mi-au zis studenții care colaborez eu la Brașov, că e prima dată când m-au văzut cu emoții, chiar am avut emoții, m-am ridicat și i-am zis, în al preasfinția voastră, ați vorbit foarte frumos despre rugăciunea inimii, dar știu că ați scris o prefață la o carte a părintelui Ghela Sighion. Eu aș foarte mulți preoți din Brașov acolo. Și pentru că ați scris așa prefață, ca o binecuvântare a cărții, aș vrea să vă întreb cum vedeți faptul că părintele Ghelasie ne arată de la Ava Arsenie, Praja, faptul că specificul carpatin, deja am adus ceva nou, când să uitam cum adică specificul carpatin, acestea lucruri pe care noi ar trebui să le avem firești și pe care dacă le spunem, chiar în context teologic, oamenii fac o primară. Cum adică context carpatin? Putem vorbea de spiritualitate grecească, atonită, slavă, dar și ce noi români avem ceva specific. Asta vă spun din experiența mea. Când vorbesc cu colegii mei, cu preoții, dacă întreb, avem și noi români ceva specific? Și ei zic, nu știu. Și asta este trist, într-un fel. Cred că aici Părintele Ghelasie chiar are un rol foarte important, că ne arată și nouă un lucru care ar trebui să fie firesc. Și anume că și noi românii, fără a ne gândi, Doamne ferește, avem un specific al nostru. Pe care îl numește de la Asenie. Nu se aude? Da, nu se aude. Asta nu e pentru ei, toată prezentarea. Specific carpatin. Și am zis, Părintele Ghelasie vorbește despre acest specific carpatin, care face, zic eu, cred eu, după cum am înțeles, acum vă spun ce am zis acolo în sală. Erau 1000 de persoane, cred, în sală. A face un pas înainte. Nici de cum a minimaliza rugăciunea inimii, ci Părintele Ghelasie face un pas înainte. Și vorbește despre acest gest iconic, în care chiar și gândul acesta de rugăciune continuă, Doamne Iisus Hristoase, chiar și acesta se oprește. Și merge mai departe. Nu refuză valoarea celui din tâi despre care ați vorbit, ci merge mai departe. Nu o să vă spun acum. Păi, n-ar prea fi tăiesc că nu știe, că n-a auzit așa ceva și că nu știe ce să zic. Și asta a fost tot. Dar cred că și asta a fost o sincer. În toamnă, în 1 octombrie. Pentru că dacă îmi permite să... Vă rog, chiar vă rog. Profesor Lian Costare, calitatea pe care o are, răspunde și de o serie de activități culturale. Într-un și profesor de literă la Universității București, catedra pe care o are de mult posibil. Și în urmă cu o lună și jumătate a participat la o întâlnire eparhială, cred, cu toți preoții din Germania, la Nuremberg, unde înaltul își are micropolia. Și în cuvântul înaltului, mai mult de o jumătate de oră, le-a povestit despre cuviosul Ghelasie. Poate despre semnificația lui. Ce fac, de fapt, spunând toate acestea? Nu fac decât să închid și să văd unde s-au dus capitolele pe care dumneavoastră le-ați deschis. În mod sigur i-ați rememorat și poate nu numai dumneavoastră și alți părinți, ceea ce a făcut în urmă cu
10 ani, aproape 10 ani, 9 ani de zile, 8-9 ani. Și obiceiul pe care avea în altul Serafim Joanta atunci când venea la Păsimei, să stea pe bărcuță, exact așa l-a pus soarele, și să stea de vorbă cel puțin o oră, două cu părintele Gherasie. Obicei pe care de altfel îl avea și în altul Irineu. Dar în altul Irineu, sigur că provine dintr-o altă familie, ca să spunem așa, provine din familia Fresinelui și a fost, cum se spune, în fața chiliei părintele Gherasie, o copilărit, cum a zis, în altul împreună, așa că istoria s-a scris altfel. Asta s-a întâmplat acum o lună și jumătate, ceea ce vă povesteam în Germania. Dar poate dacă avem ocazia și putem prinde pe domnul profesor Ghenian Costache la telefon, să ne dea chiar domnia sa mărturie de acest, de acest moment, dacă îți fi de acord. Sigur. Eu aș propune, repet, nu pentru a comenta, ci pur și simplu, pe mine personal m-ar bucura să aflu cum cum vedeți dumneavoastră acest gest iconic, această rugăciune nemișcată?